apreciez cel mai tare această budincă de Chia. Tu mănânci Chia? Da, dar nici de nu știu să fac budinca sau la ce se fac. Era bine acum cu foarte, foarte simplu. Doar lăsați limitele de Chia la miat în un lapte. M-am făcut cu lapte de miat. Lapte de miat, e bun. Dar am gătit puțin încât să topesc puțin zahăr de miat și am adăugat o costaie de vanilie. Apoi, când de o oră, lăsați cu semințele la miat, întotdeauna semințele de Chia atrag de 10 ori greutatea lor din echipă. Adică, eu am pus aici 100 de grame de semințe de Chia la un litru de plată. Cam asta. Nimic mai mult. Și la ce? Un litru doar meură congelată și cu zahăr. Bun. Ce mănânci tu? Pentru că, în continuare, o vedeți pe Adriana, este manechin profesionist. Zi! Ce mănânci? Asta vorbesc, că tu cu soțul tău, de astea mâncați. Mănânc și tu cârnat? Aici, nu acum. Acum până la cârnat, ce mănânci? Uite, de exemplu, azi ce ai mâncat? Astăzi am făcut sarmale cu ciuperci. Ce ai mâncat? Sarmale de porost cu ciuperci. O rețetă foarte simplă. Da. Cu morcov, ardei roșu, ciuperci, dar eu folosesc ciupercile acelea mari, pălărioase, care sunt mai gustoase, și varțarcă. Bun. Și pur și simplu, nu e nimic. Dar stai, acum... Bine, sare, bine. Urmează întrebarea cheie. Câte sarmale ai mâncat? Doar două. Aici ne încurcăm. Dacă eram mâncat 4, de asta zic, doamnelor și domnilor, așa se menține greutatea ideală. Bărbate, cu măsură. Mulțumim, Adriana. Mulțumesc și eu. Mulțumesc.